ziua tuturor! Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit! Abia așteptam să împărtășesc cu voi ideile din lecția de astăzi despre vacanța la sat și la oraș și despre tradițiile românilor de Crăciun. Nu de puține ori, elevii mei mi-au spus că cele mai frumoase vacanțe petrecute în România sunt de Paște sau de Crăciun. Pentru că deja am discutat despre obiceiurile pascale ale românilor, astăzi ne îndreptăm atenția spre cele dedicate Crăciunului, iar vacanța este minunată oricând și oriunde, fie la sat, fie la oraș. Însă există o serie de lucruri care disting mediul rural, adică cel sătesc, de cel urban, adică cel orășenesc. În primul rând, constatăm că satul este o așezare umană mult mai mică decât orașul. Administrativ, mai multe sate sunt grupate în jurul unei comune. Există capitale precum Moscova sau Tokyo, care au 12, respectiv 14 milioane de locuitori. Bucureștiul, capitala României, are aproximativ 2 milioane de locuitori pe o suprafață de 228 de kilometri pătrați. Într-un sat pot exista de la 10 locuitori la câteva mii. În România există un sat care se numește Jina și care se întinde pe 315 km pătrați. Deși foarte întins ca suprafață, satul Jina are doar 3700 de locuitori. Numărul mare de locuitori de la oraș reprezintă o cerere ridicată pentru existența mai multor bănci, magazine, spitale, unități comerciale și un sistem public de transport bine dezvoltat. Și sistemul economic este mai dezvoltat la oraș decât la sat, iar locuitorii unui oraș au avantajul unei varietăți a locurilor de muncă, în timp ce locuitorii de la sat se bazează de obicei pe agricultură și pe micile afaceri dezvoltate local. Din punct de vedere administrativ, România este organizată în comune, orașe și județe. Dacă privim harta administrativ-teritorială, observăm că România este împărțită în 41 de județe plus municipiul București. Din punct de vedere etnogeografic, tipologia spațială a satelor a fost elaborată în anul 1927 de profesorul Vintilă Mihăilescu și cuprinde următoarele forme de sate: risipite, specifice spațiului montan, răsfirate, specifice zonelor de contact munte subcarpați și adunate sau concentrate, caracteristice zonelor de câmpie, podiș și depresiunilor. În România, turismul rural este foarte răspândit și din ce în ce mai apreciat. Vacanța la țară, cum o numim noi românii, devine una de neuitat în mijlocul naturii, în liniște și aer curat, înconjurați de mâncare sănătoasă, preparată din legume cultivate în grădină și din elemente foarte la îndemână, precum carne, ouă și lactate. La sat, timpul nu se grăbește. Oamenii se bucură de tihnă, de tihna fiecarei zile, desfășurându-și activitățile în funcție de starea vremii, de obiceiuri și chiar în funcție de superstițiile specifice zonei. Nu lucrează în anumite zile, își împart bucate în anumite momente din an sau săvârșesc mici ritualuri pentru binele și bunăstarea familiei și a comunității. În general, locuitorii de la sat beneficiază de un sentiment de apartenență locală și socială și se identifică cu locul în care trăiesc. La oraș, sentimentul de apartenență socială este mult mai slab dezvoltat din cauza numărului mare de locuitori și a diversității umane. Cu toate acestea, vacanțele petrecute în orașele din România, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea sau Constanța, unde avem litoralul Mării Negre și plaje întinse și primitoare, pot deveni de neuitat. Voi ce locuri minunate cunoașteți? Sunt la sat sau la oraș? Dacă un prieten din țara în care vă aflați v-ar întreba unde să meargă în vacanță în România, ce i-ați recomanda? Dacă i-ați sfătuit și voi să viziteze România de sărbători, cele mai frumoase și încărcate de emoții momente fiind cele de Crăciun, haideți să trecem la partea a doua a lecției despre cum petrec românii Crăciunul.
România. Crăciunul este perioada tradițiilor, a superstițiilor și a obiceiurilor transmise din generație în generație. Colindul, scenetele cu motive religioase și mesele bogate sunt nelipsite în toate colțurile țării, în special la sat, acolo unde obiceiurile s-au păstrat cel mai bine. Sărbătoarea Crăciunului înseamnă pentru mai toți locuitorii Europei timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie. Însă există unele obiceiuri care variază în funcție de țară și de istoria fiecărui popor. Crăciunul este o sărbătoare foarte răspândită și foarte așteptată de cei mici, dar și de cei mari. Pentru fiecare dintre noi, Crăciunul aduce stări și semnificații particulare pentru fiecare cultură în parte, dincolo de simbolistica religioasă. Sărbătoarea nașterii Domnului a suferit modificări de-a lungul timpului în țara noastră, mai ales datorită contextului politic. Astăzi, fiecare dintre noi a trebuit să încerce să recâștige o parte din identitatea românească a Crăciunului. Aș vrea să descoperim împreună ce înseamnă această sărbătoare magică aici, în România. Crăciunul este o sărbătoare creștină și reprezintă nașterea Domnului Iisus Hristos. Există două date ale acestei sărbători în funcție de calendar: 25 decembrie în țările care țin calendarul gregorian și 7 ianuarie pentru cei care țin calendarul iulian. În România, Crăciunul se serbează pe 25 decembrie. Atât la noi, cât și în întreaga lume, Crăciunul nu mai este doar o sărbătoare religioasă. Crăciunul este și un prilej de a întâlni pe cei dragi, de a schimba cadouri și de a-l aștepta pe Moș Crăciun. Cuvântul Crăciun provine din latinescul creatio, adică creație, referindu-se la nașterea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. O dovadă în plus ar fi termenii din limbile surori: Noel, franceză; Natal, portugheză; Natale, italiană; Navidad, spaniolă. Povestea nașterii lui Iisus este frumos relatată în Noul Testament și îndeamnă la bucurie și speranță. Crăciunul în tradiția populară. Crăciunul la români este pregătit încă din perioada postului Crăciunului, care începe pe 14 octombrie. Românii au un obicei unic în lumea creștină, acela al tăierii porcului de Ignat. Pe 20 decembrie, de Ignatul porcilor, se taie porcii. Gospodinele încep pregătirea bucatelor pentru masa de Crăciun. Casa este împodobită cu crenguțe de brad și cu coronițe din brad. Copiii fac repetiții pentru colindatul din ajunul Crăciunului. Sărbătorirea Crăciunului începe practic de pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, zi în care copiii primesc nuci, colaci, vin și bani drept răsplată pentru urarea și colindele lor. În familie se postește până în dimineața Crăciunului. În ziua Crăciunului, toată lumea merge la biserică. În unele sate mai există încă obiceiul de a merge la biserică la miezul nopții, între ajun și Crăciun. Câteva tradiții și obiceiuri. De sărbătorile Crăciunului, cel mai frumos obicei este colindul. Colindele sunt cântecele cu care copiii, tinerii sau chiar și oamenii maturi întâmpină venirea lui Hristos pe pământ. Proveniența cuvântului colind se găsește în latinul calende. De-a lungul timpului, datina latină a fost preluată și adaptată la religia creștină. Din cadrul ritualului colindelor fac parte cântecele de stea, Vifleemul, Plugușorul, Sorcova. Se joacă Vasilica, jocuri cu măști, Țurca, Cerbul, Brezaia, teatrul popular, dansuri, căluții, călușarii. Între Crăciun și Bobotează, adică botezul Domnului de pe 6 ianuarie, colindătorii umblau cu steaua. Simbolismul acestui colind amintește de steaua care a vestit nașterea lui Iisus. Aceasta i-a călăuzit pe cei trei magi în a găsi ieslea în care s-a întâmplat minunea. În zilele noastre se merge cu steaua doar în prima și a doua zi de Crăciun. Cei care umblă cu steaua cântă colinde care amintesc de viața Domnului sau Steaua sus răsare și trei crai de la răsărit. La sfârșitul colindului, ceata de colindător va primi răsplată. În vremurile vechi, ei primeau covrigi, nuci, mere, cozonac. Acum însă ei sunt răsplătiți cu bani.
Repertoriul obiceiurilor și tradițiilor românești cuprinde și o seamă de datini, practici, superstiții, sfaturi cu originea în credințe și mituri străvechi sau creștine. În dimineața de Crăciun este bine să ne spălăm pe față cu apă curgătoare în care punem o monedă de argint. Vom fi astfel curați ca argintul, feriți de anumite boli sau beteșuguri care vor merge pe vale în jos. În noaptea de Crăciun, mulți oameni lasă o lumânare aprinsă, de multe ori la icoana lui Iisus Hristos. Astfel, norocul va vedea casa în întuneric și va putea intra înăuntru. În ajunul Crăciunului și în zilele următoare, omul trebuie să se ferească de a se certa, pentru că așa îi va merge tot anul următor. În ziua de Crăciun nu se face curățenie, nu se aruncă gunoiul pentru că se alungă norocul. În ziua de Crăciun nu se face curățenie și nu se aruncă gunoiul pentru că se alungă norocul. Masa din ajunul Crăciunului în Moldova nu se consumă până nu este sfințită de preotul satului. Nimeni nu are voie să descopere masa până nu intră preotul pe ușă. Preotul sfințește masa, gustă primul din bucate și apoi cei ai casei. Tradiții și obiceiuri cu ocazia Crăciunului în România sunt foarte multe.